Salut, sunt Teo. Probabil că din 1 decembrie, de când a intrat noul banner și lateralele de pe blog, care vă promiteau că din 3 decembrie o să aflați care este superlativul unei bucătării de clasă, v-ați întrebat despre ce e vorba. Am primit de la Moș Crăciun cel mai frumos cadou pe care mi-l putea trimite vreodată. De azi, din 3 decembrie, Teo are un nou aliat în bucătărie, cel mai de ajutor spirituș al moșului. Este un aliat care vine de foarte departe, a străbătut mult drum până a ajuns la mine, a stat pe wishlist-ul meu vreo 3 ani și într-un final a ajuns în bucătăria mea. Aș vrea să pot să țopăi pentru că sunt de fericită, dar o să mă abțin. Și o să vă spun în sfârșit care este noul meu prieten în bucătărie, pe care vi-l recomand tuturor. Este noul meu mixer, greu și roșu. Este roșu. Noul mixer KitchenAid. Pentru mine este nou. De fapt, el nu este chiar atât de nou, este pe piață din 1919 și a apărut ca o alternativă la mixerele de dimensiuni industriale. Este un mixer profesional, foarte, foarte bun, foarte durabil, făcut integral din metal, de asta trebuie să trag de el ca să vină înspre mine. Are o cuvă foarte încăpătoare, făcută din metal, în care o să fac eu tot felul de bunătăți de care o să vă bucurați voi pe blog. Toate accesoriile sunt din metal. Asta îl face nu doar durabil, însă îl face și foarte stabil. Vă garantez că o să rămână pe masă indiferent cât de tare este aluatul pe care îl faceți. Îl puteți folosi pentru... Asta este balonul cu care puteți face bezele, puteți amesteca compoziția pentru royal icing, adică cimentul pe care îl vom folosi noi peste vreo 2-3 zile la căsuța de turtă dulce din 2010. Vine într-o gamă foarte largă de culori. Eu l-am ales roșu pentru că bucătăria mea e verde și am vrut să iasă în evidență. Am vrut ca toată lumea să-l vadă pe noul meu puiuț în acțiune. Are și foarte multe accesorii. Le vedeți aici, pentru făcut cârnăciori, pentru mixat legume, pentru tocat carne, pentru feliat legume, pentru făcut paste, are foarte multe accesorii. Asta îl face nu doar un mixer, ci un robot de bucătărie complet. Eu l-am primit cadou de la niște oameni foarte drăguți, care mi apreciază munca, respectiv de la firma Bilancia. Găsiți informații despre mixerul KitchenAid și posibilitățile de a-l achiziționa și a-l aduce în bucătăria voastră pe site-ul lor www.bilancia.ro. Ce să vă mai spun despre el? O să-l vedeți în acțiune. De acum înainte o să-l folosesc la majoritatea rețetelor. Dacă ați văzut emisiunile Martha Stewart sau oricare altă emisiune culinară de pe Food Channel, veți vedea că este foarte folosit de toți bucătarii profesioniști. Sper să vă bucurați de el alături de mine, sper să ne facă foarte multe rețete bune, pentru că sunt sigură că o să dureze foarte, foarte mulți ani de acum înainte, sper să îl pot lăsa moștenire lui Luca. Și cam atât, să ne bucurăm împreună de el. Le mulțumesc încă o dată celor de la Bilancia, pentru că fără ei nu știu dacă wishlist-ul meu s-ar fi împlinit vreodată. Și bine ai venit în bucătărie și pup ca să-mi poarte noroc!